asta o să fie cel care expune. Început. O mare bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră la prezentajul acestei expoziții, în care am adunat... Ce am crezut eu că e mai bun dintr-o carieră de aproape 50 de ani de caricaturist. Ce să vă spun? Îmi face o deosebită plăcere să vă comunic deja, pentru că oaspetele meu și deci oaspetele dumneavoastră este cunoscut caricaturist spaniol Delfino, care care mi-a făcut onoarea să colaboreze la expoziția mea cu 8 desene, pe care le vedeți în colțul acela, că o să este un prilej special pentru mine. Sunt bucuros și onorat și vă mulțumesc tuturor că sunteți prezenți aici. A fost cel mai scurt Noi ne dorim de mult să-l scurtăm, să nu o lăim prea mult, dar astăzi cred că era nevoie, pentru că mai sunt alte evenimente și trebuie să o scurtăm și să vorbim cât mai la obiect. Dacă domnul Vădăreanu poate să ne spună două vorbe. Și eu dă două. Să fie pereche. Mă bucur că sunteți prezenți aici. Mă bucur că l-am din nou arătat pe domnul Ioniță, vechi colaborator al nostru. Salută prezența oaspetelui, salută prezența invitațiilor domnului Alex, frata. Chiar ieri vorbeam cu Leonte și îl bărcam pe Ionită. Domnule, zic că mi-a arătat vreo două lucrări care sunt vechi, zic că tot pe alea. Și a avut dreptate. Domnule, de fapt, sărbătorind pe Ionită în toată activitatea lui. Nu strict pentru... Acestea sunt doar niște mici semne, așa, puncte, da. Da, sărbătorim astăzi pentru activitatea lui, pentru efortul care l-a depus în atâția ani, pentru acțiunile care împreună le-am făcut aici, au fost acțiuni mari, frumoase, următoare, da? Chiar mă mintă, nu știu, deci am redus motoarele așa. Am lăsat-o mai încet. Deci s-au întâmplat lucruri frumoase, împreună cu domnul Ioniță și toți ceilalți colaboratori. Și îl felicit și urez mai departe. A apărit. Da. Vă salut și cine? Domnul Roșcheanu s-a plecat. Vreau să vă spun că în timp ce puneam expoziția, v-am spus și eu, domne, noi știm pe Ioniță, dar sunt mii de oameni care intră aici și nu l-au văzut. Sunt tineri care vin. În timp ce puneam cele două desene la prova, a venit o copiliță când avea 10-90 ani. Și o cheamă pe sora ei mai mare, ce bine o pasă țară, ce bine aia și ce genială. M-a bucurat că erau de copii, copii care trebuie să le repartă. Trebuie să repartă și noua generație. Prieteni pe toate, sunt idei care... Nu că nu trebuie să mai revii. Cred că trebuie să le explic, să le vadă generații de fapt. Cineva să le vadă. Stimați prieteni de artiștii și iubitori ai caricaturii românești. Ceea ce aș vrea să vă relev de la bun început e faptul că și invitatul de onoare al expozantului, domnul Ioniță, se încadrează cu o viziune personală, dar care personalizează și
spiritul unor mari exponenți artei și literaturii române, prin care domnul Nestor Teltino a venit într-o viziune cu totul personală, prin care caricaturistul a pus în valoare ceea ce cele cinci personaje de frunte ale literaturii și artei românești au realizat prin întreaga lor ceea ce însă se remarcă ca un mod original de interpretare a realului, a personalității celor cinci personaje, e faptul că din perspectiva unui caricaturist spaniol a încercat și a reușit să le reveleze ceea ce este caracteristic celor cinci persoane. În același timp, cred eu că nu întâmplător Ionuță s-a asociat cu dumneavoastră pentru a revela ceea ce este caracteristic spiritualității lumești. O spiritualitate care se regăsește foarte expresiv în cele cinci lucrări ale maestrului și, bineînțeles, și viziunea cu totul inedită prin care domnul Ionuță a interpretat ceea ce România de azi are caracteristic, dar înțeleasă și ca o reverberație a trecutului, a unui trecut în care noi românii ne regăsim și pe care domnul Ionuță a reușit să o interpreteze într-o viziune cu totul personal. Ceea ce înseamnă că aceste caricaturi sunt în același timp și expresia sentimentelor pe care artistul, pe care caricaturistul de Ionuță le exprimă prin artă sa. În acest sens, aș revela ceea ce reprezintă planul din spate al personajelor. Nu e ceva comun. Și aici constă valoarea caricaturii sale, că dincolo de aparențe, artistul a reușit să ne sugereze ceea ce este propriu artei românești caricaturale, dar și românilor de ieri, de azi și chiar de mâine. În acest sens, sub aparența unor pretexte care îmbină melancolicul cu ironicul, cu satira și nu în ultimul rând cu ceea ce caracterizează sufletul românilor trecuți din atâtea etape dramatice și tragice care ne leagă de trecutul comunist. Și în acest sens aș remarca faptul
o caricatura. Estenderá un problema visada o alta romania que cae o exprima printre zi care noi vedem și recunoaștem ceea ce a fost până la Revoluția din decembrie o caracteristică esențială a realității românești. După cum, într-o formă ironică, în lucrarea cealaltă, vedem expresia unei serenade, o serenadă în care personajul care cântă această serenadă are ca aliat frumoasa lume. Aceste idei se regăsesc și alte ipostaze. Aș remarca tot pe această linie satirică și ironică și acea horă a clownilor. Însă care este foarte sugestivă prin asocierea între trecut și prezent. Desigur, și celelalte lucrări care se află pe simeze, aș continua cu cele care sunt de prima serie de lucrări de domnul Ioniță, în care, în același stil, care caracteristică și artistul Ioniță, a exprimat acel teatru spate toate aceste idei nu sunt întâmplătoare, ci ele au nu mai ca subiect, au și ca intenția ideatică să exprime ceea ce trăim cu toții acum. Iată de ce, așa cum sub aparența unei stări care nu exprimă direct realitatea timpului, dar în care vedem și reversul acestei medalii. Un revers prin care artistul exprimă intenția pe care el a cumulat-o în întreaga lui expoziție, care prin care personajele, exprimându-se pe sine, exprimă, de fapt, modul în care, prin condei, artistul a reușit să facă o identificare între ceea ce a simțit el și ceea ce îi transmite și nouă prin nobla lui artă. Sincer, felicitări!